Păi și chiar te gândești să-ți faci propriul dicționar? Exact, asta m-am gândit de zi. Un dicționar al cuvintelor femeilor, cuvinte cu expresii măierești, ceva ce nu intră în dicționarul domnului Murari. Păi ce te gândit că nu toate sunt dubicioase? Adică ce-ți caut eu într-un dicționar? Chiar așa este. Nu știu ce m-aș fi făcut fără voi. De la tine am învățat cele mai originale cuvinte. Vă mulțumesc enorm, dar acum e timpul ca eu să termin ce am început. Dragă Ezle, ce mult am așteptat, timpul de-am împiedicat întâlnirea, dar de mine nu a fost în zadar. Te-am chemat aici să mă ajuți cu idei pentru noua mea carte. Și eu mă bucur să te vădit. Prin scrisorul tale, mereu te-am simțit aproape. Cartea va fi de succes. Uneori trebuie să începi cu ceea ce s-a pierdut pentru a te regăsi cu adevărat. Oare s-a meritat tot timpul pierdut? Stai să vă povestesc partea de final. Eu o să mă duc la lac. Și cursa mea o să meargă așa. Stai. Vreau să-mi scriu să-mi mai scriu. Vrei și vă.